Bun găsit, stimați telespectatori ai televiziunii Făgăraș. Iată-ne la a doua emisiune din ciclul pe care l-am pornit la începutul acestui an despre cetățile lumii și cetatea cerească. Această noțiune de cetate nu este nimic altceva decât înțelesul unei structuri de apărare, de apărare a oamenilor împotriva răului sub toate formele sale. Și, cum spuneam în emisiunea trecută, prima cetate care a existat pe pământ a fost cetatea făcută de Dumnezeu prin Noe. I-a poruncit să facă acea corabie, acea arcă a lui Noe, cu care a reușit să salveze familia sa și toate viețuitoarele pământului. Pentru că Dumnezeu se supărase pentru cele care se petreceau în lume și a hotărât să șteargă de pe fața pământului toate câte erau și să reînceapă creația lumească, creația pământească a oamenilor, a tuturor viețuitoarelor și a frumuseților pe care le cunoaștem. Pentru că primii protopărinți, Adam și Eva, au fost izgoniți din Eden. Edenul era o zonă între Tibru și Eufrat, o grădină a raiului, așa cum este înțeleasă astăzi, dintr-o perspectivă contemporană, dar care are substrat și dovezi în Sfintele Scripturi. Iată și aici avem o mărturie a gonerilor din rai, o sculptură care îi arată că au fost goniți din rai și din această primă pereche, Adam și Eva, din care s-au născut Cain și Abel, unul a fost ucis de fratele său, Abel, l-a ucis pe Cain din acea stare de supărare și de invidie. Iar din toți cei care s-au născut din primii părinți, din protopărinți Adam și Eva, unul singur, Noe, a rezistat și a fost ales de Dumnezeu ca să salveze lumea. Și în sensul acesta putem să ne gândim dincolo de evenimentele geografice, istorice, la sensul pe care astăzi, în mileniu 3, trebuie să îl gestionăm, să îl înțelegem și să fim și noi pregătiți pentru ce a rânduit Dumnezeu cu noi. Pentru că urmează a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos. Așa cum spunem, și iarăși va să vie cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Deci Dumnezeu este Cel care va veni din nou cu putere și slavă ca să termine și să împlinească misiunea sa a împărăției cerești, care va veni pe pământ, și
cei care vor fi apți de a trece dincolo, pentru că va judeca și vii și morții. Morții, sufletele lor există, sufletele noastre există, sunt veșnice și fiecare va fi rânduit să se așeze în locul în care Dumnezeu o să-l pună în funcție de averea pe care și-a trimis-o în veșnicie. Fiecare avem o avere de bani, de moșii, o avere intelectuală, o avere de fapte bune, care trebuie să fie și va fi transferată în veșnicie. Dar faptele rele și ele vor fi transferate în veșnicie și vor fi pedepsite. În sensul acesta, trebuie să înțelegem că din cele care s-au petrecut în trecut, iată, astăzi avem o recrudescență, o revenire a celor care s-au petrecut atunci, dar dintr-o altă perspectivă. Avem noua eră, era nouă, New Age, care folosește, cum vedem aici în această mică ilustrație, simbolul curcubeului. Curcubeul care s-a arătat pe cer când Noe a primit vestea că potopul s-a terminat, soarele a răsărit din nou după acele luni de zile de furtuni, de ploi și de apă care a țâșnit din pământ și a necat tot pământul și a venit porumbelul și a adus vestea cea bună. Și este atât de frumos de știut că există și o cetate cerească. Iată aici o fotografie a unei imagini pe care oamenii au pus-o în pagină, au pictat-o, pentru că există împărăția cerurilor. Și vedem aici, din nou, curcubeul ca simbol al păcii și al împăcării lui Dumnezeu cu oamenii, care se ivește la sfârșitul furtunilor. Dar această nouă eră despre care am vorbit trebuie și în care ne trăim acum viața după cele pe care le rostesc politicienii și cei care sunt în zona secularismului, secularismul care se detașează de credință, se detașează de biserică și se îngroapă în patim, în războaie, în droguri, în atâtea și atâtea rele care se petrec pe pământ. Și această nouă eră trebuie explicată din perspectiva aceasta și cea mai bună explicație o găsim în acest dicționar enciclopedic de cunoștințe religioase scrise de soții N. Braniște și Ecaterina Braniște, apărută la Caransebeș cu ani în urmă, cu binecuvântatea înalt preasfințitului nostru mitropolit Laurențiu Streza. Și spune aici, noua era, New Age, este o mișcare religioasă constituită dintr-o seamă de idei adunate din cele mai diverse domenii. Și păcatul și răul
nu sunt realități ce pot aduce nefericirea omului. Nefericirea provine numai din ignoranță. Deci ei desființează această realitate a păcatului. Păcatul, care este nimic altceva decât o abatere a omului de la poruncile lui Dumnezeu, cele 10 porunci, la care s-a adăugat și porunca a 11 a iubirii aproapelui. Și spune mai departe, omul se va putea mântui numai atunci când în urma unei învățături inițiatice se va putea lumina spre a deveni conștient de esența sa divină, care îl face o parte din marele tot. Deci a apărut această sintagmă, marele tot, care înlocuiește pe Dumnezeu în această realitate falsă a noii ere, New Age. În asemenea concepție dispare total ideea creștină a unui Dumnezeu creator al lumii și judecător al vieții omului, așa cum dispar de altfel toate învățăturile și valorile creștine. Caracterul anticreștin se vede și din negarea crucii. În locul ei se folosesc simboluri precum curcubeul, svastica, numărul 666 și altele. Curcubeul, ca emblemă, nu are nimic comun cu legământul biblic dintre Dumnezeu și Noe, cum scrie în facere, ci, așa cum îl interpretează în sens teosofic unul dintre doctrinarii mișcării, Ellis Bailey, curcubeul ar fi puntea pe care eul individual urcă spre sinele divin. Spre sinele divin. Câtă distanțare de divinul care este ceresc, care este Dumnezeu, neagă pe Dumnezeu. Și mai departe, se spun lucruri foarte, foarte directe și puțin cunoscute de noi, dar iată, eu vi le citesc din această carte importantă. Tematica și ideile noi ere răzbat conform statisticilor în 10% din tipăturile din diverse țări ale lumei, în festivalul pentru minte, trup și spirit, de la Londra și din alte părți, unde reprezentanții mișcării noua ere adună sute de mii de vizitatori din toată lumea. New Age câștigă tot mai mulți aderenți prin nenumărate forme de activități în toate domeniile politice, religioase, medicale, manifestate pe plan internațional prin organizații precum ONU, UNESCO, Consiliul Ecumenic al Bisericilor, Comisia Trilaterală, Francmasonerie, Greenpeace, Congrese ale Păcii, Centre de Terapie, Meditația Transcendentală, Yoga, diverse mijloace de transformare a omului, toate urmărind o nouă ordine a lumii care nu vizează decât totala răsturnată decât totala răsturnare a valorilor lumii actuale prin tendințe de relativizare a adevărului în care se descompun noțiunile de bine și rău. Vârful de lance al noii ere, New Age, sunt considerați rockery. Și ne trimite aici la rock și rock and roll cu toate melodiile și cântecele lor destructive și antireligioase. Și o altă dovadă vedem aici pe bancnota de un dolar american. Avem în partea dreaptă
jos aici, simbolul Statelor Unite ale Americii, unde este o piramidă, în jurul căreia este scris Anuit Ceptis Novo Ordo Seclorum, anul începutului noi ordini seculare. Și dedesubt, la baza piramidei, 1776, anul când s-au constituit primele 13 state ale Americii în ceea ce vedem că este astăzi cea mai mare putere mondială a lumii, economică și militară, Statele Unite ale Americii. Novo Ordo Seclorum, noua ordine seculară. Atunci a început această mișcare de negare a creștinismului, de negare a bisericii, de negare a mântuirii, de negare a vieții veșnice pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o nouă. Și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Aceasta este. Și mai departe, vedem cum curcubeul a fost preluat de mișcările care sunt acum în lume. Cifra 666, care este scrisă în Apocalipsă, semnul fiarei, iată, este și el preluat. Și curcubeul a fost folosit ca simbol al mișcării LGBT, care înseamnă lesbieni, bisexuali, transexuali și, într-un sens total, sodomie, sub toate felurile. Și știm foarte bine cum Dumnezeu a distrus cetatea Sodomei, a ars-o complet, pentru că nimeni din cetatea aceea nu mai era cu minte, nu mai era în acea viață naturală a iubirii firești dintre soț și soție, cunoaștere de prunci. Acum, iată, am văzut, Papa Francisc a certat pe unul din cardinal, pe un consilier public, pentru pedofilie. Aceste realități sunt dureroase și trebuiesc luate ca atare, nu blamate, nu criticate, ci dimpotrivă. Iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac. Toți care sunt în această mișcare nu știu ce fac. Cum și Saul nu știa ce făcea. El era cel mai mare prigonitor al creștinismului. A prigonit după înălțarea la cer a Domnului pe toți creștinii din Ierusalim și a fost trimis să-i prigonească și pe toți cei din Damasc. Dar pe drumul Damascului a venit fulgerul din cer peste el și în clipa aia a știut că este Domnul. Doamne, Tu ești? Spune-mi ce să fac. De ce mă prigonești? Saule, ți-e ușor să dai cu piciorul în țepușe? Doamne, spune-mi ce să fac. Și din Saul, cel mai mare prigonitor al creștinismului, a devenit Paul, Sfântul Paul, Pavel, cel mai mare propovăduitor al creștinismului. Această schimbare trebuie să se petreacă și cu noi, în fiecare dintre noi. Cum s-a petrecut și în mine, cel care vă vorbește, care eram ateu în anii 80 până în anii 80 și conduceam cercul de ateism științific la școala unde eram profesor și director în București. Dar Dumnezeu m-a chemat, pe toți ne cheamă,
Pe toți ne cheamă și noi trebuie să fim atenți, să fim cu ochii deschiși și cu urechile ciulite când ne cheamă Dumnezeu să ne ducem, când ne ducem în mântuire. Dumnezeu ne scoate pe toți, ca pe Lot, din cetatea care arde și ne duce la mântuire. Femeia lui Lot, care a întors capul să vadă ce se întâmplă, a rămas stană de piatră. Și noi trebuie să avem această realitate. Și vedem acum New Age, ce se întâmplă la noi, în țară. Avem un fost candidat la primăria Clujului, care vorbește despre Untold. Este vorba de președintele Consiliului Județean Cluj, Mihai Seplecan, care critică Untold și pe tinerii care participă acolo. Și spune așa: tinerii frumoși și sclavi au uitat când urlau după colectiv că vreau spitale. Acum sunt de acord cu megacorporațiile satanico-masonice să cheltuiască milioane de euro pe aducerea unor artiști membri iluminați, ei susținând prin cumpărarea biletelor acest mega ritual. Păi nu își merită soarta atunci? La un astfel de eveniment se vehiculează pe lângă invocarea Antichristului. Asta înseamnă titlul Untold. Untold înseamnă nespus, dar are semnificația Antichristului. Spălare pe creier, colectarea energiei malefice, manipularea masei și sume enorme de bani. Și continuă acest domn să vorbească despre ce se întâmplă la Untold. Și s-a întâmplat și în alte locuri și la colectiv. Deci, noi trebuie să ne ferim, să fim atenți, să fim vigilenți și să știm ce se întâmplă în fiecare moment, pentru că Dumnezeu are grijă de noi. Dar astăzi v-am pregătit o surpriză și atât de mare și frumoasă cum am simțit-o și eu. Știm despre Arca lui Noe, da? Ei bine, știați că există în România acum o Arcă a lui Noe? Dumnezeu a rânduit și a pus în mintea unor români deschiși către Dumnezeu să construiască o Arcă a lui Noe. Dar nu după cele pe care le știm și le-am văzut cu acele minunate, vedem aici, concepții. Vedem jos o arcă a lui Noe, așa cum a fost concepută și construită de Noe după indicațiile din Vechiul Testament. Dar sus vedem o arcă a lui Noe care este o biserică a noastră creștin-ortodoxă care poartă acest nume, Arca lui Noe. Cu totul specială, ea se află lângă Alba Iulia și este un exemplu de arhitectură sacră. Ia să vedem, avem aici o altă imagine. Vedem biserica Arca lui Noe cu clopotnițele, cu clopotnița care este deschisă, clopotele din curte, iar jos interiorul. Interiorul este cu totul special pentru că nu sunt ferestre, nu există transept, nu există formula pe care noi o știm, ci este o navă, o navă cu un acoperiș drept și cu o cruce și cu picturile care sunt înăuntru, așa cum le vedeți. Iată aici. Interiorul Arcii lui Noe, biserica din Alba Iulia, de lângă Alba Iulia,
Și vedem aici pictura bizantină, Adormirea Maicii Domnului, așezată deasupra ușii de la intrare. Aici vedem interiorul bisericii, Arca lui Noe, cu deschiderea către catapeteasmă și cu Maica Domnului deasupra altarului, cu sursa de lumină de sub ferea, de sub acoperiș, așa cum era și Arca lui Noe. Nu avea ferestre. Și aici vedem o Arca lui Noe construită undeva în nord, în Olanda, și unde sunt oamenii care se duc la ea, iată aici, ca o replică a adevăratei corăbii a lui Noe, care a ajuns pe muntele Ararat. Și pe muntele Ararat, când s-a sfârșit furtuna, Noe a primit porumbelul cu ramura de măslin, simbolul păcii și a împăcării omului cu Dumnezeu. Aici vedem aceeași minunată imagine. Dumnezeu a rectificat, a reparat ce omul a stricat pe pământ. Și vedem aici pe oameni în fața bisericii la o sărbătoare mare ortodoxă de-a noastră, în Arca lui Noe, din de lângă Alba Iulia. Biserică construită cu binecuvântarea ierarhului, sfințită și cu totul specială. Și ne întrebăm atunci, de ce a rânduit Dumnezeu această minune? Pentru că oamenii au mai făcut și altceva. Au făcut la Babilon ce au făcut și Dumnezeu a distrus. Dar iată aici o arcă a lui Noe în România. Nu cumva Dumnezeu ne spune nouă, cum i-a spus lui Noe, fă o arcă, că o să vină un potop și va neca pământul. Tu, cu familia ta și cu viețuitoarele lumii, suiți-vă ca să fiți salvați. Toți din jurul lui, când l-au văzut că începe să construiască corabia pe uscat, au râs, l-au bat jocorit, nu l-au luat în seamă. 3 ani a lucrat Moise, a lucrat Noe la corabie. Și când a venit potopul, au venit și ei să se urce, dar era prea târziu. Nu cumva Dumnezeu pune în realitatea noastră românească această arcă a lui Noe, care este biserica. Prin biserică noi ne mântuim. Prin biserică Dumnezeu ne cheamă să ajungem la cetățile sale cerești. Unde ne așteaptă? Unde ne cheamă? Unde toți trebuie să ajungem și să participăm așa cum știm fiecare și cum putem fiecare și să nu vrăjmășim pe nimeni. Că Mântuitorul ne-a dat poruncă nouă, iubirea vrăjmașului. Poruncă nouă vă dau vouă. Legea veche spunea dinte pentru dinte, ochi pentru ochi, iar eu vă zic, deci dă cineva o palmă, întoarce și obrazul celălalt. Și în acest sens,
trebuie să vedem și noi cum atunci când David, marele proroc al Vechiului Testament, care l-a biruit pe Goliat, el fiind un tânăr cu praștia, când a fost amenințat de Saul ca să îl omoare, Saul era regele, primul rege al Israelului, el a avut grijă și nu l-a vrăjmășit, ci a spus așa: iubirea vrăjmașului, ochii gândului, deschidem, Doamne, ca să pricep tainele tale ce se desfac din muguri împetale de aripi îngerești florale, unduite împlutiri spirale dinspre lumile astrale. Deschidem fereastra cugetului larg, ca să mă avânt pe-al curcubeului catarg, împodobit cu pânza giulgiului tău sfânt, ce te-a înfășurat sub piatra de mormânt. Acolo, între cele trei iubiri de Dumnezeu, de aproapele și de vrăjmași, tainic sălășluiesc acele fericiri spre care ne-ai chemat să fim părtași. Vrăjmașul îmi va aduce fericirea atunci când îmi va simți iubirea de care niciodată n-a știut după o viață în care toate l-au durut. Și atunci iubirea se înmulțește, crește, iar vrajba în lacrimi line se topește. Astfel și în inima lui va înflori un cânt: acum ai primit sămânța ta de sfânt. Această iubire a vrăjmașului este nodul gordian pe care noi trebuie să-l tăiem ca să fie pace, liniște, înțelegere și iubire cu aproapele, pentru că lacrimile bucuriei topește vrăjmășia. Din această cauză, arca lui Noe, de aici, din Ardeal, din Transilvania, din România, care este Biserica lui Dumnezeu, Biserica Ortodoxă a dreptei credințe, care are ierarhi veniți din continua legătură de la Sfinții Apostoli, care au fost ucenicii direcți ai Mântuitorului nostru, Domnul nostru Iisus Hristos, și au rânduit și au binecuvântat episcopi, mitropoliți, patriarhi, unii după ceilalți, generație după generație, până în zilele noastre, care toți sunt cârmaci ai corăbiilor care le-au fost îngăduite, dar Dumnezeu, bunuțul și drăguțul, cum spun ai noștri, este la cârma corăbiei Bisericii Ortodoxe și a întregii omeniri. Pe toți ne cheamă. Toți suntem chemați să mergem în corabia Bisericii, în corabia credinței, prin sfintele taine, prin spovedanie, prin împărtășanie, prin post. Începe postul acum. O perioadă de purificare, de curăție, de rugăciune, de bucuria spovedaniei și a sfintelor taine, hrana cerească, hrana cerească pe care noi o primim pentru a putea să mergem pas cu pas, zi de zi, în calea pe care Dumnezeu ne-a deschis-o
prin hățișurile lumii acesteia care ne trag și în dreapta, și în stânga, și în jos, cu patim, cu certuri, cu acuzații, noi să închidem ochii și să spunem, iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac. Și atunci Dumnezeu, îngerii Lui, sfinții Lui, toți purtăm nume de sfinți, ne ajută, ne conduc și cetatea lui Dumnezeu este și în cer, Ierusalimul ceresc, dar este și pe pământ în fiecare biserică ortodoxă creștină de a noastră și cetățile care vor veni, care vor veni în emisiunile viitoare, vor fi în același fel descusute deițele lor terestre ca apărare împotriva relelor pentru a ne duce în cetatea pământească dăruită de Dumnezeu ca lui Noe, unde să ne curățăm de păcate și unde vrăjmașii nu au putere să ne atace. De aceea, să îi dăm slavă, mulțumire, recunoștință și iubire lui Dumnezeu și împreună cu familiile noastre, cu prietenii noștri, cu preoții noștri, în țara Făgărașului, în țara românească și în toată lumea creștinilor ortodoxi din lumea aceasta, unde vin mulți alții la noi, să-i mulțumim lui Dumnezeu ca să ne ajute, să ne mângâie, să ne îndrume și să ne călăuzească, să ajungem acolo unde toți sfinții noștri și ai creștinismului sunt prezenți în cetatea cerească a Ierusalimului ceresc, care este o sintagmă, este o expresie frumoasă, dar este și o realitate, realitate care are reverberații și aici pe pământ și despre care noi suntem conștienți și în emisiunile următoare ne vom bucura să aflăm și alte minunății pe care Domnul nostru Iisus Hristos ni le dăruiește și căruia trebuie să-i mulțumim, să-i dăm slavă, mulțumire, recunoștință și iubire. Amin.